Bine ați revenit. Acum o să discutăm despre cum gestionăm hosturile de virtualizare în SCVM 2012. În primul rând, o să facem o trecere în revistă a platformelor de virtualizare suportate, deci ce versiuni pentru Hyper-V, Xen Server și VMware. După aia vom acoperi partea de configurare de Hyper-V hosturi. Vom discuta despre procesul de bare metal deployment pentru hosturile de Hyper-V, despre cum putem gestiona hosturile Hyper-V și pe urmă o scurtă demonstrație în ceea ce privește configurarea serverelor. În primul rând, platformele de virtualizare suportate. Așa cum am menționat și mai devreme, SCVMM poate gestiona hosturi Hyper-V, Citrix Xen Server și VMware SAX, dar nu direct, ci prin intermediul vCenter. Dacă discutăm despre hosturile Hyper-V, am văzut că cel puțin la versiunea SP1, deci în partea de jos, nu mai avem suport pentru Windows Server 2008 RTM. Deci Hyper-V din Windows Server 2008 RTM. Deci minimul suportat este Windows Server 2008 R2, atât în versiunea full sau server core, cât și versiunea standalone, Hyper-V Windows Server 2008 R2. Și bineînțeles, acum avem și suportul pentru Windows Server 2012 pentru hosturile de virtualizare. În ceea ce privește hosturile Xen, este suportat Xen Server 6.0. Și pentru a putea să-l gestionăm, trebuie să instalăm un Microsoft System Center Integration Pack pe care îl downloadăm de la Citrix. Asta pentru ca să adauge suportul de VMI. Deci în momentul când vrem să instalăm agentul de VMM pe serverele Xen, practic ne trebuie acest Integration Pack ca să-i putem permite agentului să gestioneze Xen Server. Bineînțeles, serverele Xen sunt gestionate folosind agent și pentru asta trebuie să avem aceste capabilități de librăriile de VMI corespunzătoare. De asemenea, pentru VMware sunt suportate versiunile de hosturi SAX 4.1, SAXI 4.1, 5.0 și 5.1, care e versiunea curentă, și de asemenea vCenter, versiunile corespunzătoare. Bineînțeles, trebuie să avem corespondența 1-1, pentru că, practic, de exemplu, ultima versiune este vCenter Server 5.1, care corespunde cu SAXI 5.1 și în funcție de asta avem ultimele capabilități, cum ar fi, de exemplu, SRIOV, deci, care este suportat în 5.1, dar nu este suportat în 5.0. Bineînțeles, aici nu putem instala agenți, tot managementul se face prin API-urile de vCenter. De fapt, SCVMM-ul îi spune lui vCenter să facă ceva pe hosturile SAX, respectiv să creeze mașini virtuale, să facă anumite configurații. Deci s-ar pune întrebarea, dacă tot avem vCenter, la ce ne mai trebuie SCVMM? Păi să vedem mașinile virtuale într-o singură interfață și, bineînțeles, să facem migrări. Deci, de la VMware la Microsoft. Dacă vreți, VMware, dacă vreți de la Hyper-V la VMware, folosiți consolele de la VMware. Deci, acum, revenind la discuția legată de Hyper-V, trebuie să vedem ce tipuri de Hyper-V host avem și cum le adăugăm în consolă. Putem gestiona servere Hyper-V sau clustere de Hyper-V din domenii Trusted Active Directory, caz în care autentificarea se face cu Kerberos. De asemenea, servere Hyper-V și clustere de Hyper-V din domenii Untrusted. Bineînțeles, ca să putem face failover cluster, toate serverele trebuie să fie într-un domeniu, doar că domeniul ăla nu are trust cu domeniul nostru. Și atunci trebuie să instalăm certificate, deci ca să putem face managementul. Servere standalone în workgroup, adică servere care nu sunt în domeniu. Și de asemenea putem face deployment pentru calculatoare bare metal, care nu au nimic instalat, deci butând în rețea cu PXE și instalând sistemul de operare, drivere și rolul de Hyper-V și la urmă și agentul de SCVMM ca să fie controlat de către SCVMM. Ca și proces de instalare a agentului, de exemplu, dacă vrem să adăugăm un server Hyper-V existent, mergem în zona de Fabric și zicem Add Resources, Hyper-V Host and Clusters, vedeți aici tipurile de resurse care le puteți adăuga.
După care eu am ales opțiunea Windows Server Computer in a Trusted Domain, deci asta îmi permite să instalez agentul automat, direct pe serverul respectiv. Și pentru asta trebuie să folosesc un cont care are permisiuni de administrator pe serverul target. Aici am introdus credențialele contului de domeniu, dar în general trebuie să fiu un administrator local pe mașina respectivă. După care am căutat serverul. Aici putem să specificăm după nume sau să căutăm în Active Directory după un anumit query. Serverele care vor fi găsite, dacă nu au Hyper-V, acesta va fi instalat automat. Deci trebuie să fiu atent că să nu restartez din greșeală niște servere de producție în momentul în care aleg să instalez agentul de SCVM pe ele. După care trebuie să selectez din lista descoperită pe serverele care mă interesează. În cazul ăsta era cel de-al doilea host din configurația mea de demo. Am ales că vreau să-l adaug în să fie gestionat de către SCVMM. El avea deja Hyper-V-ul instalat. L-am asociat cu un host group, în cazul ăsta cu all hosts, și o să vedem imediat ce înseamnă host group, pentru că îmi permite să configurez setări centralizat pentru mai multe hosturi simultan. By default avem un grup care se numește all host, dar pot crea și alte host grupuri. Și există o bifă aici: dacă serverul ăsta de Hyper-V era gestionat anterior de un alt server de SCVMM, s-ar putea să mai fi rămas pe acolo urme, cum ar fi agentul de la vechiul server SCVMM. Și atunci pot pune bifa de reasociere. Asta resetează eventualele certificate care au fost instalate pe serverul respectiv. Practic vor fi instalate niște certificate acolo. Chiar dacă este în domeniu, să folosesc certificate self-sign emise de serverul de SCVMM, ca ăla să fie recunoscut ca un server gestionat de către serverul de SCVMM curent. Chestia asta la 2008-2 putea cauza unele probleme, așa că au pus această bifă care să permită reasocierea unor hosturi existente cu nou server de SCVMM, presupun că se făcea o migrare. La 2008 nu știu, dar la 2012 da. Deci asta e nouă la 2012. E posibil să fost și la R2, da. Nu știu, nu mi-aduc bine aminte. De asemenea, setările de Live Migration, Storage Migration, deci vedeți aici limitările cu privire la numărul maxim de Storage Migration și Live Migration simultan. Astea se vor aplica pe hostul respectiv de către SCVM. Și în sfârșit, aici aveam posibilitatea să zic View Script ca să văd care sunt pașii necesari. Va porni un job care este compus din mai multe operații și vedeți aici putem urmări progresul cu ce se întâmplă pe serverul respectiv. Iar la sfârșit vom avea hostul în consolă și putem să-l gestionăm din SCVM. Asta e instalarea simplă. În momentul în care trebuie să gestionăm hosturi care nu sunt într-un domeniu trusted sau un workgroup, e puțin mai complicat, trebuie să emitem certificate, certificatele alea trebuie să aibă client authentication, server authentication, trebuie să le instalăm și așa mai departe. Trebuie să fie trusted, să fie emise de o autoritate care e trusted atât de serverul de SCVM cât și de hosturile respective. Instalarea agentului se va putea face după aia manual și putem să-l asociem cu serverul de SCVM. Un alt scenariu tipic este când avem servere care n-au nimic instalat și atunci practic trebuie să le instalăm de la zero și decât să ne chinuim cu instalare de sistem de operare și alte lucruri, putem să automatizăm acest lucru folosind host profiles. Respectiv în SCVMM ne vom defini profil de configurație pentru hosturi, putem include și drivere, îi specificăm un fișier VHD care conține o versiune sysprepuită de Windows și pe urmă putem să facem deployment folosind bare metal deployment capability din SCVMM. Asta înseamnă că instalăm un server de VDS, îl configurăm să fie gestionat de către SCVMM și după care vom publica acolo imaginile de boot cu Windows PE, astfel încât să putem boota din rețea și să facem instalarea automatizat. Mai întâi să trecem în revistă procesul general de viață, ciclu de viață al unui host de virtualizare Hyper-V.
În primul rând, trebuie să-l pot gestiona remote, chiar dacă nu are nimic instalat. Și atunci e util să am un Baseboard Management Controller, spre scurtat BMC, diverse tipuri. Sunt suportate interfeții IPMI și SMASH. În ultima vreme, IPMI-ul tinde să devină interfața cea mai frecvent folosită, astfel încât să putem să-l butăm, să-l restartăm, să facem diverse operații de genul ăsta. După care urmează partea de instalare de sistem de operare, care în cazul nostru am vrea să o facem cu ajutorul VDS-ului, deci folosind o imagine de sistem de operare predefinită și de asemenea, dacă se poate, să instalăm și rolul de Hyper-V și drivere și tot ce ne interesează. Și un ultim pas ar fi partea de configurare de cluster, asta în situația în care vrem să facem un cluster și acum avem suport pentru crearea clusterului din consola de SCVMM. La versiunile anterioare, deci cel puțin la 2008R2, trebuia să facem clusterul din exterior, și după aia SCVMM-ul își dădea seama, folosind informațiile colectate de agenți, și zicea, uite, serverele astea sunt în cluster. Și puteam să le controlez după aia ca atare, inclusiv cu live migration și celelalte capabilități. Acum pot crea un cluster din consola de SCVMM. În ceea ce privește capabilitățile out of band, în general, controlerele astea, Baseboard Management Controller, ne permit să facem un basic hardware inventory și pe noi ne interesează un SM BIOS GUID și dacă se poate MAC adres sau ceva de genul ăsta, ca să știu să-i provizionez când se trezește serverul, VDS-ul să-l accepte și să îi permită să buteze din rețea, că nu vreau așa orice server care butează să buteze de pe VDS-ul meu și să mă trezesc că am instalat Hyper-V pe el. După care, chestii de bază de hardware inventory, cum ar fi producătorul, modelul, asset tag, serial number, ca să pot să-l identific în mod unic și când mă duc să văd data center-ul, să știu pe care îl înlocuiesc. De asemenea, chestii de power management, adică să interoghez să văd dacă e pornit, să fac power on, power off, deci lucruri de bază de management remote și dacă se poate și colectarea logurilor de sistem hardware, deci evenimente care s-au întâmplat pe hostul respectiv, când a fost restartat și așa mai departe. Chestia asta ne permite, pe de o parte, scenariul de bare metal deployment, care o să-l discutăm în continuare, adică să instalezi hostul de la zero, dar și power optimization, despre care am mai povestit, și anume faptul că poți, atunci în intervale de timp când hosturile nu sunt folosite, să consolidezi mașinile virtuale pe mai puține hosturi și să opresc o parte dintre hosturi, folosind această interfață autoband. De asemenea, să le pot trezi la nevoie, dacă revine cererea. În general, dacă aveți ILO sau altceva, de obicei asta suportă și interfață IPMI. Deci trebuie să verificați cu, mă rog, pentru tipul de servere respective. ILO, da. Deci de obicei suportă IPMI. Deci asta trebuie să vă uitați la versiune, ce tip de placă are, dar IPMI-ul în general e suportat destul de bine de majoritatea vendorilor. ILO 2.0? Ok. Deci, interfețele care sunt folosite sunt fie SMASH, care nu prea e folosit, în schimb IPMI, DCMI, astea sunt implementate de majoritatea vendorilor, așa cum înțeleg eu. Și dacă avem acest suport, instalăm providerul corespunzător în SCVMM și putem să le gestionăm remote. În ceea ce privește bare metal deployment pentru hosturile de Hyper-V, este bazat pe VHD, deci voi avea un VHD cu un sistem de operare Windows Server 2012, în cazul ăsta sysprepuit, și pe care o să-l public în library. După care voi configura un host de VDS care va conține o imagine de Windows PE, care include și un VMM agent în interior. Astfel încât, după aceea, să pot rebuta serverul remote, astfel încât să buteze din rețea cu PX-ul, va încărca acel Windows PE și după aia VMM agentul din interior va continua cu restul instalării. Deci asta o să vedem imediat în procesul de deployment. Da. Uh,
Da, asta se va, dacă avem și providerul de storage, separat o să provizionăm storage pentru el, oricum se va face instalarea pe discurile locale. Configurarea din BIOS, asta nu mai știu dacă poate fi suportă. Deci nu știu, depinde de ce baseboard management controller, cât de capabil este, că e practic remote și nu știu să fac. Na, aici discutăm, de fapt, scenariul ăsta se potrivește foarte mult la serverele Blade. Pentru că serverele Blade de obicei au câte două discuri mici care sunt configurate implicit să lucreze împreună în mirror și care nu trebuie să faci mare lucru. Am mai putea configura boot from Sun. Adică, de fapt, sunt Blade-uri care n-au discuri pe ele și atunci butează, de fapt, dintr-un Sun. Și acolo, pe Sun-ul ăla, pot să le pun să buteze de acolo. Deci depinde foarte mult de scenariul folosit, deci aici trebuie testat. În ceea ce privește cerințele pentru a putea face bare metal deployment, trebuie să avem serverul de VDS, trebuie să avem un provider pentru operating system deployment care de fapt să va gestiona serverul de VDS, deci și îi permite acestuia să răspundă în momentul în care un server butează din rețea și cere o imagine de boot, să le dea imagini de boot cu Windows PE numai serverilor care au fost autorizate, respectiv să nu dea așa la toată lumea, pentru că nu vrem să instaleze pe orice server să trezește în rețea, ci numai cele la care s-a făcut provisioning-ul din console. Și bineînțeles trebuie să am undeva un DHCP server, bineînțeles ca să primesc adrese de IP în momentul când butez din rețea. Ca și proces de deployment, din consola de, în primul rând, în library ar trebui să configurez aceste lucruri. Deci, un VHD cu Windows Server 2012, drivere și un host profile care să specifice elemente de configurație pentru server, ce VHD să folosească și ce drivere. Asta, bineînțeles, că pot avea mai multe host profile-uri pentru diverse tipuri de servere. După care, din SCVM server, trebuie să am control asupra serverelor respective out of band. Asta implică un proces de discovery în care descoper baseboard management controlere care sunt disponibile și le inventariez și după aia din SCVM dau un out-of-band reboot, adică să restartez serverul respectiv. Serverul se trezește, butează din rețea cu PXE-ul, respectiv trimite o cerere de boot cu PXE, dar asta trebuie autorizată de către PXE server la VMM server. Dacă e autorizat, deci e chiar serverul pe care l-am provizionat și care i-am dat reboot, atunci serverul va primi Windows PE-ul, îl va încărca în memorie. Aici este și un agent de SCVMM care se conectează la library, citește host profile-ul, downloadează VHD-ul, expandează local, adică copiază fișierele din VHD pe discul local, injectează drivere, deci ca să pornească serverul, să găsească driverele unde trebuie, deci în directorul corespunzător, și după care rebootează în versiunea nouă de sistem de operare. Și mai au loc configurări suplimentare, cum ar fi instalarea rolului de Hyper-V. De fapt, nu, ăsta este adăugat ca rol cu DISM-ul, dacă nu mă înșel. Deci nu trebuie să restarteze, pentru că e adăugat offline. Deci oricare dintre roluri poate fi adăugat offline cu DISM. Da? Da, îl pune în domeniu, instalează agentul de SCVMM, deci toate astea fac parte dintr-un proces. Deci după aia SCVMM serverul să leagă remote și instalează agentul pe el. Alea sunt injectate de către WinPE, respectiv după ce partiționează, formatează discul, restaurează fișierele de sistem de operare din VHD și după aia pune driverele într-un director. Asta e tipic la orice proces din ăsta de disc. WinPE ar trebui să aibă drivere pentru placă de rețea, corect. Da. Da. Da, deci ar trebui să verific chestia asta, că placa de rețea e suportată de WinPE. Corect. Deci, bună observația. Asta la fel la orice OS deployment. WinPE-ul trebuie să aibă drivere pentru placa de rețea corespunzătoare. Că altfel n-am făcut nimic. Și după care, după ce hostul a butat în nou sistem de operare, găsește driverele și le instalează și serverul de SCVMM instalează agentul ca să-l poată gestiona.
Cam asta ar fi în mare procesul de deployment, mai poate suferi variații pe aici pe acolo, dar cam asta este, să zicem, procesul pe ansamblu. Da, infurile și sisurile. Deci, practic, asta e ca la orice proces de OS deployment. Dacă pui... Era un director dolar, OEM dolar, aici e alt director, nu se numește așa. Și dacă pui infurile și sisurile, sistemul de operare face autodetect când pornește și le ia de acolo. Deci ideea să le găsească, să nu trebuiască să lege la undeva pentru ele. Că dacă, de exemplu, n-are drivere de rețea, gata, l-am pierdut. Deci... A, asta ar fi o altă variantă. De exemplu, SCCM-ul, dacă e să discutăm, are suport pentru parte de sistem de operare preinstalat pe disc. Adică, practic, poți copia disc la disc și să ai deja sistemul de operare acolo. Deci când butezi, să poți face asta. Dar asta, bineînțeles, dacă faci o imagine corespunzătoare pentru discul ăla. Deci sunt variante. Asta e una dintre ele și poate fi folosită în general în scenarii de data center în care avem multe servere identice, cum ar fi blade-uri. Și atunci nu vreau să pierd vremea să instalez cu CD-ul. Da? La multe e chiar complicat să atașezi un CD. Da. Unele nici n-au. Deci... Da. Ok, acum ca și parte de configurare de hosturi, aș vrea să vă arăt în primul rând cum facem un host group. Să facem host group-ul Cluj. Și după care mutăm serverele respective în host group. Foarte frumos. Deci așa se face un host group. Acum hai să vedem ce putem face cu host group-ul respectiv, pentru că acum avem un host group cu două servere. Dacă mă uit la proprietăți, observați că o primă setare ar fi, de exemplu, că putem configura centralizat anumite setări care să se aplice doar pentru aceste hosturi. Adică dacă am mai multe categorii de hosturi și vreau să configurez setări distincte pentru ele, fac host grupuri și le plasez corespunzător. Și uitați, placement rules. Aici pot să folosesc setările de placement de la parent și sau să adaug eu custom rules. Și asta vor fi luate în considerare în momentul când se rulează algoritmul de intelligent placement pentru o nouă mașină virtuală creată, ca să încerc să-i controlez cumva pe ce host se va face placement-ul. Ce mi se pare interesant, și asta am descoperit după ce am săpat un pic, este că la versiunea 2008R2 aveam posibilitatea să modific comportamentul algoritmului de intelligent placement din consolă. Aici nu mai am această interfață, deci în consolă trebuie să fac din PowerShell. Deci, practic, nu mai pot. Și oricum, algoritmul de intelligent placement folosește mult mai multe reguli pentru placement decât era la 2008R2. La 2008R2 era dacă are memorie disponibilă, spațiu pe disc disponibil, procesoare virtuale disponibile și placă, să zicem, trafic de rețea disponibil. Și astea erau cele patru reguli. Acum avem vreo 30. Deci era un articol tot așa pe un blog care descria toate criteriile pentru placement. Oricum pot încerca să influențez algoritmul de placement spunând aici niște custom properties. O chestie care este foarte utilă este asta de host reserve settings from the parent host group și o chestie care aș vrea să o fac acum pentru că nu vreau să am surpriza să nu, sau să zicem numai 50. Pentru că asta înseamnă că 2 giga, cum era acolo din memoria hostului, era rezervată pentru parent partition și acum eu vreau totuși să pot face demonstrații și să pot plasa mașini virtuale. După care la dynamic optimization, și asta era o setare care vreau să vă arăt, este poți să, dacă hosturile respective sunt în cluster, dar nu neapărat, pentru că acum avem și share nothing live migration, deci înainte se putea numai în cluster chestia asta cu dynamic optimization, dar acum pot face migrare cu share de rețea, SMB3.0, pot configura dynamic optimization. Și aici vedeți
threshold-urile, de la care, dacă sunt depășite, sau în cazul ăsta, dacă resursele scad sub aceste threshold-uri, se va face dynamic optimization. Vedeți? Da? Bună întrebare. Deci, practic, ce se întâmplă dacă folosesc DPM-ul și se mută mașinile de colo-colo? DPM-ul e cluster aware, deci, sau, în general, ține urma mașinilor virtuale. Astfel încât, dacă am făcut protecția unei mașini virtuale și aia se mută cu live migration de colo-colo, îi ține urma. Deci, practic, o protejează în continuare. Pentru asta, evident, trebuie să am DPM agentul instalat pe toate hosturile care fac parte din cluster sau din grupul respectiv. Revenind la dynamic optimization, pot bifa aici setări diferite, de exemplu pentru agresivitate. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă e pe low, nu se va obosi să facă dynamic optimization decât dacă va avea un avantaj semnificativ, adică să aibă un câștig, o echilibrare mai importantă de resurse. Obiectivul principal la dynamic optimization fiind să echilibreze încărcarea hosturilor, adică să fie încărcate cât mai egal posibil. Și atunci, de exemplu, dacă procesorul disponibil, free CPU time, scade sub 30%, memoria scade sub 3 giga, disk I/O, aici nu sunt limite și network I/O, dar poți să seta și aici, atunci să ia în considerare să se facă dynamic optimization. Ar fi o posibilitate. Și, de asemenea, poți să setezi cât de des să ruleze acest algoritm, astfel încât să nu se uite continuu, ci la anumite intervale de timp mai largi. Dacă setezi agresivitatea pe high, va încerca să facă optimizare chiar și dacă câștigă, nu știu, acolo un giga de RAM. Dar, în general, e bine să evite astfel de scenarii, pentru că dacă mută o mașină de pe un host încărcat pe unul liber, acum ăla devine mai încărcat și poate să ducă înapoi. Și tot văd așa cum se plimbă mașini virtuale de pe un host pe altul, pentru că e algoritmul de dynamic optimization. Ce face SCOM-ul cu Pro? Dar fără SCOM. Deci asta e practic, înlocuiește capabilitatea de Pro, dar numai pentru hosturi Hyper-V. Deci, practic, mi se pare că merge și la VMware, dar în cazul ăsta, de fapt, îi spune lui vCenter să facă același lucru. Că există o capabilitate similară în VMware vSphere. Asta mă ajută pe mine să-mi optimizez încărcarea, dar nu e bine să o fac foarte frecvent, pentru că după aia, dacă mașinile se plimbă de colo-colo, când mai lucrează? Deci, e bine să nu fie foarte agresiv. Și, de asemenea, pot face power optimization și asta vroiam să vă arăt. Că aici e pe DOS. Deci, practic, dacă Dynamic Optimization urmărea să echilibreze încărcarea hosturilor, Power Optimization, dimpotrivă, pune mașini virtuale pe mai puține hosturi și hosturile care rămân libere le oprește. Și atunci, primul lucru este să spun când se face Power Optimization. Și, de exemplu, o setare este în timpul zilei, să nu se facă power optimization și atunci pot face ceva de genul ăsta, că de la 7 dimineața la 7 seara nu funcționează algoritmul, deci nu se ia în considerare. Asta ar fi o setare tipică. Și după aia, setările sunt invers, adică practic dacă încărcarea procesorului scade sub 40% pe un host, dacă memoria folosită pe un host scade sub 4 giga, dacă nu, la disk I/O și network I/O nu sunt setate în momentul ăsta, dar poți seta și aici niște limite de jos, în partea de jos. Deci dacă un host îndeplinește condițiile astea, atunci poate fi un bun candidat pentru power optimization, adică rămâne să mută ce mai era pe el pe alte hosturi și el este oprit. Deci asta e algoritmul de power optimization. Și bineînțeles, asta funcționează numai în orele pe care le-am marcat aici și sunt cu albastru. Adică e bine să fie în afara orelor de program. Deci, cum am zis eu aici, un exemplu ar putea fi de la 7 seara până la 7 dimineața să face power optimization. Dimineața o să trezească hosturile și o să pună la loc mașinile virtuale pe ele. N-ați avea încredere? Discutăm. Chestiile astea au sens de-abia la infrastructuri de dimensiuni mari, unde dacă, oprim și 10% din servere, dintr-o mie, tot e o economie de
curent, da, 100 de servere. Da. Tipul de licențiere al mașinilor virtuale? Nu, că mașinile virtuale rulează în continuare, doar că sunt îngrămădite pe mai multe hosturi. Și dacă e Windows Server Data Center, nu contează câte mașini virtuale avem, cum spune Mihai. Da, dacă ai un data center în deșert, cum am mai văzut eu poze, și consumul de energie contează, și trebuie să-l răcești și n-ai apă suficientă, na. Oricum, deci am vrut să arăt faptul că, deci să pun aici agresivitatea pe low și dezactivez power optimization, că nu vreau să, oricum, laptopurile astea nu suportă power optimization, așa că n-am de ce să-mi fac probleme. La partea de rețea, vedeți că pot face să moștenească rețelele logice de la parent, adică dacă la parent am definit niște rețele logice, vor fi definite automat și pe hosturile respective. Și am făcut aici, de exemplu, vedeți, un IP pool care va fi disponibil pentru ambele hosturi. La partea de storage, observați că am storage capacity for hosting this group și pot să zic că aici allocate storage pools. Vedeți că am aici iSCSI targetul care e deja alocat la și prezentat la toate hosturile, deci n-am ce să mai fac suplimentar și pot aloca și lunuri suplimentare și observați că toate au fost alocate, mai puțin acest iSCSI disk 3 pe care să-l adăugăm și pe ăsta ca să avem, să le avem pe toate. Deci astea ar fi setările pentru host grupul respectiv și în sfârșit mai pot seta custom properties. Asta mi este util în momentul în care vreau să fac iarăși intelligent placement și vreau ca algoritmul să țină cont, de exemplu, de, nu știu, de locația serverilor de grupul respectiv. Adică să plasez cu precădere mașinile virtuale pe anumite hosturi. Și bineînțeles, pentru toate setările care le-am făcut, am și scriptul PowerShell corespunzător, am configurat aici rezerve, dynamic optimization, host group, așa. Și acum o să fac OK. Și o să setez aceste proprietăți. Bun. Mai am aici o setare pe care aș vrea să o povestesc și anume Capability Profiles. Și dacă merg în Library și merg aici la partea de sus, am Capability Profiles. Astea vor fi folosite în conjuncție cu template-urile de mașini virtuale, respectiv dacă eu fac un template de mașină virtuală Hyper-V, voi putea să-i fac deployment numai pe un server Hyper-V, logic, nu? E, astea sunt capabilitățile oferite de serverele Hyper-V pe care le am în infrastructură și astea de aici sunt pentru Windows Server 2012. Dacă mai am servere Windows Server 2008R2, va trebui să-mi definez separat capabilitățile respective. Pentru că, de exemplu, dacă mă uit aici la Hyper-V, la Capability Profiles pentru Hyper-V, este built-in și vedeți aici limitele acestor hosturi. Deci platforma e Hyper-V, pot avea până la 64 de procesoare virtuale. Dacă folosesc Processor Compatibility, aici am User Defined Require sau Disable, deci îi las pe utilizator să definească dacă vor Processor Compatibility la migrare, la Live Migration. La Memory Range, vedeți că pot pune până la 1 tera de RAM. Și la fel, dacă folosesc Dynamic Memory, iarăși ține de template. Pot enforța, de exemplu, ca pe anumite hosturi să nu se folosească Dynamic Memory și atunci fac un Capability Profile pentru ele și dezactivez Dynamic Memory. DVD-uri pot avea până la 4. Shared Image Mode, asta înseamnă că mai multe mașini virtuale accesează un ISO care să fie mapat la mașinile alea virtuale. Hard disk count pot atașa până la 255 de hard discuri. Range-ul este cu formatul VHDX până la 65536 de giga. Și după aia partea asta dacă permit discuri fixe, dinamice și differencing. By default e numai dynamic. Dacă vreau să pun discuri statice, trebuie să pun și prima bifă. În sfârșit, câte plăci de rețea? 12, dintre care 8 sunt sintetic și 4 sunt legacy. Deci cele două tipuri de plăci. Și dacă se folosește network optimization, asta înseamnă că iarăși depinde de template. Dacă în template-ul de mașină virtuală am specificat network optimization, atunci o să folosește. Și la availability,
Iarăși, dacă permit să salvez pe acele hosturi, highly available VMware, iarăși este pe user-defined. Chestiile astea sunt lăsate intenționat neconfigurate sau user-defined, tocmai ca să pot permite placement-ul pe aceste hosturi. Pentru că dacă eu sunt aici strict și pun configurările, de exemplu, să nu fie user-defined, în momentul ăla mă pot trezi că eu vreau să fac deployment la un template de mașină virtuală și nu, serverul nu e disponibil pentru placement, pentru că se compară cerințele din template-ul de mașină virtuală cu capabilitățile hostului. Și dacă nu se potrivește, hostul nu poate fi folosit pentru placement, deci nu pot plasa mașinile virtuale pe host. Dacă e să ne uităm la celelalte, de exemplu să luăm SSX-ul, iarăși, ele sunt capabilitățile pentru versiunea curentă. Dacă am versiuni mai vechi, iarăși va trebui să specific acolo, aici cred că a rămas de la SSX 4.1, dacă nu mă înșel, pentru că acum și ei suportă. Da. Deci, aici, bineînțeles, trebuie să modific corespunzător în funcție de capabilitățile platformei pe care o gestionez remote și vedeți că sunt similare. Astea sunt validate la deployment, pentru că, uitați, vreau să vă arăt aici într-un VM template, să-l luăm pe ăsta, la properties. Una dintre setările care sunt aici și vreau să vă arăt, la secțiunea de hardware configuration, avem o setare de Cloud Capability Profile. Asta înseamnă că acest template de mașină virtuală este de tip Hyper-V și se va face matching să vadă dacă cerințele de aici din acest template, care sunt destul de mici, nu sunt foarte exagerate, dacă aceste cerințe se mapează peste Capability Profile-ul configurat pentru hosturi. Respectiv, ce să cere în template versus ce sunt capabile hosturile să facă. Că dacă am, de exemplu, niște hosturi mai vechi 2008R2, s-ar putea ca template-ul meu de mașină virtuală cu Windows Server 2012 să nu pot să-i fac deployment pe hosturile alea mai vechi pentru că nu suportă platforma. Eu i-am cerut 8 procesoare virtuale și platforma suportă 4. Și atunci nu mă lasă să fac deployment. Sunt, de fapt, multe validări care se fac în algoritmul de intelligent placement, așa cum spuneam, și unul dintre ele sunt aceste capabilități. Sau o categorie sunt aceste capabilități. Despre asta am vrut să povestesc la secțiunea de management de Hyper-V host. În rest, practic, nu știu ce am mai putea povesti. Am putea discuta despre celelalte, de update server și PX server, dar nu am configurat acum în infrastructură și așa că nu pot demonstra. În plus, tot aici la partea de Hyper-V host, pot selecta hosturile și asta ar fi un lucru interesant. Stai să facem așa, Cluj, ambele hosturi. Și aici în meniu de Home, Create Hyper-V Cluster. Și bineînțeles că aici pot să-i zic HV Cluster, să zicem, ca să fie un nume diferit. Introduc un cont care are permisiuni pe ambele hosturi. Apropo, ca să fac cluster, trebuie să facă parte din același host group. Deci, asta ar fi o cerință, ca să aibă setări similare. Și după care o parolă. Nodurile. Aici ar trebui să apară automat, dacă nu... Stai să selectăm din Cluj. Adăugăm cele două noduri pe rând. Am o bifă cu Skip Cluster Validation Test, că am mai făcut chestia asta în Hyper-V. Așa, storage-ul. Aici trebuie să specific ce storage va fi folosit și inclusiv aici pot specifica să facă, vedeți că pentru primul l-a selectat ca și quorum și nu pot să-i fac nimic. În schimb, pentru astelalte voi face câte un quick format și să le folosesc pentru date. Și deci ne spune că Virtual Disk Index ăsta a fost selectat automat ca și Witness Disk, deci în configurația Node and Disk Majority. Așa. După aia la Virtual Switches
Nu am rețele virtuale pentru external virtual switches și o să configurăm separat, deci chestia asta. Avem logical network, dar nu avem virtual switches, de fapt, asta e configurația. Și pe urmă, aici vedeți și scriptul necesar pentru a face același lucru. Deci dacă erați curioși, mă rog, să setează multe variabile, face get secvm host, get sec storage disk, get sec storage disk, get storage logical units, așa și la sfârșit install secvm host cluster. Da? Deci asta e comandletul folosit. Și o să-i dăm aici finish și o să ne uităm cum se întâmplă. Nu știu dacă o să... static IP address, network configure. Network configuration of the host to be client required. Static IP address. Aici trebuia să... La virtual switches, unde la node. Unde se introduce adresa de... Aici? Da. Da, trebuie să fac întâi un virtual switch ca să pot face chestia asta. Deci o să acoperim partea de virtual switches mâine dimineață și o să vedem cum se face configurarea. Asta pentru că s-a schimbat între timp felul în care se face configurarea hosturilor, deci mâine la networking o să vedem configurările necesare. În orice caz, ăsta e wizardul cu care să fac clustere de Hyper-V din SCVMM. Mai mult putem adăuga servere individuale, există chiar funcționalitatea de drag and drop. Adică iau un server care e individual și îl trag în cluster și el îl configurează automat ca nod. Mă rog, asta e la modul ideal. Ok. Bun, deci asta a fost sesiunea de management de hosturi Hyper-V. Ce tipuri de hosturi de virtualizare pot fi gestionate cu SCVM-ul? Deci Hyper-V, Xen Server și VMware. Și am văzut și cum se desfășoară procesul de bare metal, deci nu cred că e cazul să mai insistăm acum. Ca și resurse, am aici câteva bloguri interesante, blogul de virtualization. Există un domn numit Ben Armstrong, care e foarte productiv pe articole pe zona de Hyper-V și chiar vă recomand acest blog. Iar Ask Core Team este echipa de bază de la Windows, care, printre altele, se ocupă de toată partea asta de infrastructură, hosturi de Hyper-V, partea de storage și așa mai departe. Bun, asta a fost prezentarea. Mulțumesc frumos!